Bună seara, dragile mele gospodine! Bună seara și bine v-am găsit sănătoase din nou! Dragile mele, multe dintre voi mi-ați scris cum se prepară huștea pentru umplut borș. Huștea este deosebită, este un lucru foarte important în alimentația noastră, pentru că borșul, dragile mele, umplut în casă, este incomparabil cu cel pe care îl cumpărăm. Este, în primul rând, foarte sănătos, iar, în al doilea rând, este foarte gustos. Bine, am să vă spun pas cu pas cum se procedează, pentru că este foarte simplu, dar nu la toată lumea nu iese, nu la toată lumea iese. De ce, dragile mele, credeți acest lucru? Pentru că nu toți urmăresc pașii sau nu fac exact cum ar fi trebuit să facă. Deci undeva se greșește. Să vedem unde este acel ceva unde se greșește. Deci să o luăm cu începutul. Dragile mele, vrem să pregătim borș și nu avem huște. Ei, ce să facem, dragile mele? Nu o să umblăm din poartă în poartă la vecini să împrumutăm un pic de huște. Nu este corect. Când noi putem să ne facem acest lucru cu mare drag acasă. Știm că l-am pregătit noi, că este curat, că este gustos, că este făcut de mânuța noastră. Deci, ce să facem? Ne apucăm de treabă, nu? Așa e corect, așa gândesc eu. Bine, ca să fiu mai înțeleasă, să fiu înțeleasă de toată lumea, o să vorbesc clar și o să zic niște cantități micuțe pentru ca să le înțelegem fiecare. De exemplu, dragile mele, luați un kilogram de tărâțe de grâu. Multe dintre voi m-ați întrebat ce fel de tărâțe, tărâțe care se folosesc în gospodării sau ce tip de tărâțe. Tărâțea de grâu, dragile mele, este una, aceea care se folosește în gospodării, aceea care este rezultată de la prepararea făinii de grâu. Care noi o dăm și la pui, o dăm și la porci, o dăm și, dar o folosim și în consum. Bun. Deci acea tărâță de grâu care o găsim acum și în magazine și peste tot, și la brutării și peste tot. Luăm un kilogram de tărâțe de grâu. Un cubuleț de drojdie. Mai precis, să fiu mai înțeleasă, cât o nucă, să zicem. Un cubuleț micuț sau cât o nucă, dacă este drojdie la pachet, mai mare. Deci, un kilogram de tărâță, îl puneți, dragile mele, într-un recipient, într-un vas. Cu acea drojdie, puneți un pic de apă rece și amestecați ușor ca să obțineți o pastă. Puneți un prosopel curat deasupra și o dați într-o cameră unde este cald, deci să fie căldură. Nu o lăsați afară, nu o lăsați într-un loc unde este curent. Deci atunci acel recipient îl duceți într-o cameră închisă unde este cald. Asta este important pentru ca să poată să fiarbă drojdia. Pentru că dacă este rece, dragile mele, nu fierbe nici într-o lună. Dau un exemplu. Deci, duceți acel vas la un loc cald acoperit. A doua zi veți vedea că a devenit huște. Este acru. Asta e important. Asta este huștea. Dacă aveți, adăugați și un pic de făină de porumb, pentru că făina de porumb îi dă o culoare specială și ajută la fermentație. Puteți să puneți și un pic de pâine neagră, să o fărămițați, să o amestecați, dacă aveți. Dar dacă nu aveți, nu este obligatoriu. Deci iese numai din tărâțe de grâu. Vă amintiți bunicii noștri când făceau vin din tărâță, din crupe, din uruială, din toate alea. Puneau un cubuleț de drojdie, puneau acelea și ieșea vin. La o zi, două se făcea vinul. Bine, dar să nu deviem de la subiect și să continuăm această discuție. A doua zi, gustați și veți observa că această huște a devenit deja huște. Huște este acră. În cazul în care nu este acră, înseamnă că nu a fost suficient de cald și o lăsați în acel loc până se acrește. Sau îi mutați locul. Deci, cald să fie. Bine, dragile mele, dacă acea compoziție a devenit huște, puneți un vas
La cantitatea care ați avut-o, puneți pentru început mai puțină apă. Puneți și clocotiți 5 kg de apă într-o foală și puneți-o pe focul de la răgaz să clocotească bine. În acea apă puneți ramuri de vișini cu frunze. Dacă nu au frunze iarna, poate să fie numai ramurile fără frunze. Puneți leuștean uscat, ca să dea un parfum, dragile mele, să-i dea un gust plăcut. Și lăsați-o să fiarbă, să clocotească bine, bine. În timp ce apa clocotește, peste acea compoziție mai adăugați 1 kg de tărâțe de grâu. Și dacă e nevoie, încă un pic de apă. Rece, nu caldă, atenție! Pentru că apa fierbinte distruge distruge drojdia, cum s-ar spune, dacă este fierbinte. Nu vedeți și la frământat. Când folosiți drojdie, nu folosiți apă fierbinte, pentru că nu mai are puterea de fermentație. Deci apă rece. Și omogenizați bine acea pastă. Deci acea huște care ați format-o cu o zi înainte, peste ea mai adăugați încă 1 kg de tărâțe de grâu. Și cu un pic de apă ca să se formeze o pastă. Și o lăsați. Apoi, dragele mele, când a clocotit apa bine, atenție, este foarte important, apa trebuie să fie clocotită, să fiarbă. Ați aruncat acea apă peste acea pastă și începeți încet, încet să dați prin ea. Mai faceți ceva treburi prin casă la vreo jumătate de oră, iar vă duceți, iar mai dați prin ea, puneți căpăcelul și tot așa. Faceți această operațiune de mai multe ori într-o zi până seara târziu. Deci la jumătate de oră, la o oră, mai învârtiți. De ce este important, dragii mele, învârtitul? Pentru că acea huște se lasă pe fundul recipientului, apa se ridică deasupra și atunci ce se mai acrească? Dând prin ea, vânturând, aeresiți această huște și ea poate să fiarbă bine. Bine, dragile mele. Deci, ați făcut până seara târziu, ați dat prin ea. A doua zi dimineață o să vedeți că ea încă este caldă, acea apă. Bănuiesc, la mine așa se întâmplă bine, la mine folosesc mai multe kilograme. Folosesc 5 găleți de apă, de exemplu, când umplu borș. Pentru că mie îmi trebuie borș în fiecare zi. Ei, și trebuie să-l înnoiesc mereu, să umplu mereu. Dar la voi, fiind compoziția mai mică, o să fie rece dimineață, dar o să fie foarte acru, dragii mei. Potroc o să fie. Deci este imposibil să nu se facă borșul acru. De aceea vă zic, dacă sunteți atenți la acești pași, o să vă iasă un borș minunat. Minunat. Și aveți huștea voastră. După ce ați tras borșul respectiv, deja aveți 2 kg de tărâțe. Deja este cantitatea mai mare, trageți borșul și renoiți-l. Iar mai puneți niște tărâțe de grâu și cu apă rece, cu compoziția care s-a format deja, care deja este acră, și tot la fel puneți apă clocotită și îl înmulțiți și o să ajungeți la un moment dat când o să aveți foarte multă huște. Pentru că huștea o înnoiți mereu și adăugați mereu când faceți alt borș. Bine, o să o aruncați, că nu o să aveți ce face. O parte din ea, cealaltă parte, o să o păstrați, să o aveți, să renoiți mereu borșul. Și o să aveți mereu borș proaspăt pentru ciorbele voastre în casă, ca să vă răsfățați familia, copiii, soții și să fie o atmosferă plăcută în casă. În momentul în care este o mâncare pe masă, delicioasă, gustoasă, este altfel, altă atmosferă, dragile mele. Acum vă pup dulce și o să mai revin cu alte rețete. Vă doresc o noapte binecuvântată, vă mulțumesc din suflet pentru că mă urmăriți și să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire și să auzim de bine. Pupiși dulci, dragile mele prietene și bunele mele gospodine!